Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să discutăm din nou despre forțele speciale din România și mai exact povești cu mascații, povești mult mai sumbre și mai incitante cu ei. De asemenea am văzut că mulți s-au întrebat de unde o să iau aceste povești, care este sursa lor. Menționez faptul că tot timpul la toate episoadele mele, sursa, muzica și tot ce găsiți pe clip se află în descriere. Poveștile sunt luate de pe vice.com, de pe un interviu luat de Alex Nedea, un interviu foarte, foarte luat unor uh, mascați, unor oameni foarte percepuți din România în uh, jobul lor și astăzi asta o să facem, o să citim povești mult mai uh, sofisticate din domeniul acesta. De asemenea, menționez că uh, ați văzut și la începutul clipului, acel scris, acel text, am un nou canal de YouTube de fapt l de mai multă vreme unde sunt aproape 4000 de oameni, am pornit acolo o serie, un nou proiect în care realizez review-uri la piesele celebre din România, la albume din domeniul hip-hop, că vorbim de trap, că vorbim de rap. Deci aș aprecia foarte mult dacă v-ați duce acolo, ați apăsat pe butonul de subscribe, ar fi fantastic să creștem și acolo. Acum, lăsăm vorberea deoparte, să trecem la episodul de astăzi. Ieși afară. Unde te crezi, băi, aici? unde i democrația. În pragul ușii, un bărbat nebărberit, la bustul gol, ține în ambele mâini câte un cocktail molotov aprins. Urlă la un echipaj de la serviciul pentru intervenții și acțiuni speciale, venit la percheziție. Aveau ordine să nu intervină până când interlopul nu i atacă. Așa că, fără echipament care să-i protejeze de flăcări, cei patru polițiști așteptau liniștiți să ia foc. Și în următoarea secundă, chiar aveau să ia toți foc. Momentele astea se întâmplau la mijlocul alor 90. 1990, în râmnicul Vâlcea. Acolo stăpânea de câțiva ani un clan de interlopi. Membrii păreau de neatins, ajunseseră să controleze un oraș întreg cu tot ce înseamnă instituții publice, locale, de la servicii secrete, la poliție. Înainte de a se interveni, se povestea că intraseră într-un restaurant ziua în Amiaza Mare și s-au dus țintă la masa unde era așezat un cuplu de tineri. Pe el l-au bătut măr, iar pe ea au violat-o chiar acolo lângă iubitul rămas lat. Și în ciuda acestor grozăvii, niciunul din agresați nu avea curaj să depună plângere împotriva lor. Singura modalitate ca șef lor să fie băgat la răcoare ar fi fost un rochior sau cu alte cuvinte ultrajul agresarea unor oameni ai legii. Iar acesta a venit ca o izbăvire pentru un oraș întreg. Dar asta pentru că patru membri ai au avut tăria să nu se retragă din fața amenințării și să accepte inacceptabilul, ca un interlop nebun să le arunce în cap un litru de benzină. În flăcări. Scutierul care era în prim planul imaginilor filmate e Nils. Este și astăzi ofițer activ al SIAS și a scăpat atunci ca prin miracol fără nicio rană, la fel ca ceilalți colegi. Povestește momentul acela de parcă s-a întâmplat ieri. O sticlă a trecut pe lângă ușă și a lovit în perete. A doua a lovit tocul de la ușă și a căzut pe scutul meu. Conținutul a căzut în jurul meu, erau numai flăcă pe pereți. chiar mă gândea momentul ăla, așa va fi și iad. Interlopul a fost culcat la pământ și dus la rest. A fost condamnat pentru ultraj, dar ca o răzbunare pe polițiștii care au scăpat de flăcăre lui, i-a dat în judecată. O șmecherie prin care avea să afle identitatea celor de după cagulă. Pentru că în instanță polițiștii au fost citați la familie lor acasă cu nume, prenume și adresă completă. Dar Nils s-a dus să-l privească în ochi pe infractor, în sala de judecată. Ne-a dat din înțeles prin intermediar că ne ia capul, că ne termină familia, banalități de genul ăsta. Poate că familia lui Nils nu a aflat niciodată cât de des e amenințată. Soția lui, contabilă de profesie, nu s-a obișnuit nici astăzi cu meseria lui. Când vine acasă, după ce a mai pus la pământ un traficant feroce sau un criminal în serie, Nils își primește mustrului ala de la singurul om pe care el nu-l poate imobiliza apriga soție. Îmi spune, dar tu nu te mai lași de meseria asta? Ești bătrân, nu te mai maturizezi odată, râde fios de parcă nevasta tocmai a intrat pe ușă și îl ceartă chiar acum în timpul interviului. Are 44 de ani și un băiat a ajuns de mult la vârsta maturității care, spre încântarea mamei, nu va călca pe urmele lui. Fiul meu vrea informatică, IT, chestii de genul ăsta. Și continuăm cu altă poveste, mai exact cu Ștefan. O scară de bloc, o ușă de apartament din lemn, o singură lovitură de berbec și ușa cedează. Un bum înfundat pe care Ștefan l-ar auzi coborând în ecou pe casa scării. Dacă nu ar trebui să strige imediat, culcat, culcat. Ștefan intră în dormitor, cu o mână îl trage pe bărbat din așternutul și îl pune pe burtă la podea. Într-un colț al camerei e un băiat de 4 ani, vârsta copilului lui Ștefan. Puștul inițial nu spune nimic, dar când lucrurile se mai așează în apartament, se duce direct la ștefan. Stefan îi fixează cu privirea ochii ieșiți din deschizătura cagulei și îl întreabă respicat, de ce l-ai legat pe tata? Pentru moment, întrebarea asta îl seceră pe Ștefan, îi rostogolește lumea cu sus în jos îl imobilizează. Dar dincolo de cagulă, polzistul Ștefan este înlocuit de tatăl Ștefan, care deodată se descurcă mai bine. Îl vede pe colegul de la criminalistică trecând pe hol cu camera de filmat, strângând probe video și îl arată copilului. Vezi, domnul filmează. Azi tati tău e actor și tati va sta așa puțin cu noi. Ne jucăm de ahoții și vardiști și după aia noi vom pleca. Filmul s-a terminat în realitate cu happy end. Copilul s-a bucurat că tatălui e atât de important, iar actorul de tată chiar a a fost descătușat de Ștefan la puțin timp pentru că cel vizat de acțiune era fratele lui Geamă, imobilizat într-o altă cameră. După ce sparg ușa, încep scene extrem de emoționante. Tu practic spargi o ușă și intri în intimitatea ăluia. Că e infractor, nu e infractor, nu e treaba ta să decizi. Acolo de cele mai multe ori sunt copii și nu e tocmai plăcut când încep să plângă. De ce mi-ai încătușat tatăl? Încep nevese să-ți spună, lasă ușor. Sunt chestii sensibile la care nu e ușor să faci față tot timpul. Ștefan suportă cu greu plânstele copiilor. Ca să treacă peste ele, încearcă mecanic să se aline cu textele din proceduri. Că el e trimis acolo cu mandat, că sunt alți oameni, procurori care știu mai bine ce a făcut respectivul, ce trebuie adus în fața legii. Dar totuși plânstele copiilor îi rămân luni de zile în timpane și le spală la finalul anului, la parada de 1 decembrie. Pentru el e cel mai frumos moment al anului, când defilează pe bulevard cu detașamentul, copii agățați de garduri, cățărați pe umeritaților, strigă la el, dar de data asta cu încântare. Atunci mi se ridică părul pe ceafă, pe șira spinării, pe brațe. Aplauzele acelor copii suficient de mari cât să înțeleagă care e rolul nostru în societate sunt ca o recompensă, care vine să compenseze nedreptatea unui sistem care face ca în această lume copiii să fie marturi la intervențiile noastre. Sunt aplauze care vin din partea unor suflete pure, care nu își pot ascunde emoțiile. Când a intrat în poliție, la câțiva ani după Revoluție, Ștefan a nimerit la ordine publică, în niște ani în care respectul față de polițist era la minimul istoric. Pe atunci cele mai bune poante erau cu garce, cel care se plimba pe stradă. Era o muncă imensă, erau mult mai multe furturi decât acum, erau oameni dispuși să intre la pușcărie pentru un casetofon. După un an, sectoristul Ștefan a dat examen și a ajuns la trupele de elită ale poliției, devenind unul din cei mai buni polițiști ai țării. Când a fost capturat criminalul Pasaris, el a fost cel care, alături de alți colegi, l-a păzit luni de zile. Pasaris era un criminal în serie, condamnat în Grecia pentru 5 omoruri, pentru cu foc de armă a trei polițiști răniți și patru alte înumărate capete de acuzare. A fugit din Grecia, scăpând dintr-o încercuire a 52 ofițeri ai trupelor speciale grecești și a ajuns în România. Aici a mai comis un dublu asasinat până să fie reținut de autoritățile promnești. A fost dus la arest, aici a îngrozit polițiștii care trebuiau să-l supravegheze își scotea în mod miraculos cătușile când te așteptai mai puțin și apoi le arăta mâinile libere celor care îl păzeau spunându-le cinic și cu subînțeles. Așa s-a renunțat la gardini obișnuiți și s-a decis să fie păzit de mașina de pus la punct românească, mai exact de psias. Ștefan a stat multe zile plângă pasaris. Cu el nu stăteam o secundă de Nu puteam să-mi zic are cătușile pe mâini și am avut un avantaj în fața lui. Era ceva neregulă cu băiatul ăsta. Avea o pregătire excepțională. Era totul. Era total atipic față de infractorii cu care eram noi obișnuiți, spus că ori era complet rupt de realitate, ori avea simțul umorului foarte dezvoltat. Va veni o vreme când ne-am putea trezi în metro, în drum spre serviciu sau într-un mall la cumpărături cu Nils, Stefan și Sandu, cel din episodul trecut, fugărind un infractor. Nu orice fel de infractor, ci un individ pregătit, în disperare de cauză, să ia o static pe unul dintre noi. Și atunci când Nils, Ștefan sau Sandu scot pistolul, ne-am dorit cu toți să știm că cei de la SIAS sunt unii din cei mai buni polițiști ai globului. Nu am fi putut ști niciodată asta dacă nu ar fi avut suficient curaj să meargă la Olimpiada Turpelor de Elită, un concurs care se desfășoară din 4 în 4 ani și unde se întrec mai bune echipaje de poliție de pe glob. Sunt două forme de manifestare, una care declară sunt bun dar nu accept competiția și cealaltă în care ești dispus să participi la competiție și să-ți asumi eventualul eșec. La una dintre competiții a fost Nils, scutierul de la începutul acestui episod, devenit între timp șeful unitișilor de la Sias. Când s-a prezentat la concurs, Nils avea o armă, vai de ea, și venise cu niște gloanțe amărâte, chinezești, bune de nimerit un elefant de la un metru. Ce alți concurenți, polițiști cu arme lucioase ca la Hollywood, s-au uitat la el cu o sprânceană ridicată și l-au întrebat să fie sigur de ce văd, tu chiar participi cu așa ceva? De parcă ar fi văzut pe cineva venind de la vânătoare de mistreți cu complici de muște. Nils avea să iasă atunci pe ultimele locuri, dar a văzut cam ce arme folosesc oamenii în țările civilizate și ce muniție îți trebuie ca să poți nimeri pentru un geam genunchiul unei muște în zbor. S-a întors în România, a cerut referat la superior, a cerut arma cu tare, muniția cu tare, s-au făcut proceduri de achiziție, licitații, s consumat teancuri de s-a tras cu rafale și de ștampile și până la urmă la următoarea ediție a concursului Nil s-a reîntors cu ce trebuie. A pus luneta la ochi, a calculat cum bate vântul, cât bate, unde este soarele, ca nu cumva creierul lui să perceapă greșit poziția țintei și a ținut respirația și a tras. Din nou ceați polițiști au ridicat sprânceana a mirare. Nu le venea să creadă că același om de data trecută a ieșit în fața lor. A luat locul 5, o performanță uluitoare având în vedere că lăsase în urmă lunetiștii din țări unde poliția are bugete cât tot bugetul României. Cam atât a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu de like și subscribe, de asemenea vreau să vă întreb voi ce părere aveți despre aceste povești din forțe speciale române. Vă aștept răspunsul în comentarii, de asemenea nu uitați de follow pe Instagram la Joker Virtual 1, Noi cu alte episoade și evident multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.